seara am făcut câteva cumpărături de sfârșit de săptămână, că doar duminica am liber, deci am cumpărat câte ceva să ne mai descurcăm în cursul săptămânii. Mai am câteva acolo în frigider, dar îți binevenite și cele semi-preparate de foie câteodată. Să începem din partea dreaptă. Avem niște migdale în alune. Astea mănâncă doar, deci când zic doar, fata mea, migdale cu alune. Îi plac mult. Aici avem niște ulei sub formă de spray, îl folosim la clătite, la pizza, pentru tigăi. Deci pentru tigaie să ungem tigăile cu ele. Aici avem niște popcorn cu Snickers, tot pentru ea. Nu sunt eu de acord așa 100%, dar e nebunie că noi aici. Aici vreau să fac niște chifteluțe. Avem așa, ceapă verde, mărar, cotrunjel, niște carne tocată din piept de pui. Asta să le punem deoparte aici. Aici mai avem niște cartofi. Niște cartofi din aștia pentru piure. Foarte buni. Super. Aici avem niște foi pentru uscătorul de rufe. Aici avem și uscător de rufe și mașină de spălat. Eu am 2 în 1, deci odată ce termin programul de spălat rufe, deschid, bag foile. Asta sunt pentru electricitate și miroase și frumos. Dau drumul la uscător. Deci odată se termină programul, dau drumul la uscător, deci mașina 2 în 1 ocupă mai puțin spațiul la jumătate. Astea sunt niște plăci, niște funduri din lemn care le-am urmărit la Costco, la un magazin foarte mare, un antrepot din ăsta mare. Le-am urmărit și le-am găsit în ofertă, mi le-am luat, mi le doream foarte mult. Niște roșioare mici. Le mai punem la salată să le mâncăm pur și simplu. Avem niște lapte aici, biologic. Bun. Avem niște dero, mai aveam, dar am zis să fie că e în ofertă să mai am în casă. Aici tot la fel, un balsam de rufe, dar acesta îl folosesc odată cu detergentul când îl bag în mașină. Miroase extraordinar. Avem niște aripioare. Băiatul mănâncă și cu soțul mănâncă foarte bine aripioarele astea, le băgăm la cuptor. Asta vi l-am prezentat. Aici avem niște orez cu lapte. Mă ajută foarte mult în cursul săptămânii, că îi dau băiatului la școală. Și-a dorit și el niște geleuri, dar sunt cu coloranți natural, nu este nimic artificial. Geleuri cu sirop de fructe în ele. Ok. Am luat niște cereale. Cereale pentru dimineață. O cutie de înghețată, 20 de înghețate pe băț, așa, KitKat. Și asta. Aici sunt niște cereale în boluri. De cele mai multe ori le mai face băiatul dimineață. Dimineață, repede, repede, își face singur, își ia un bol, pune puțin lapte și mănâncă bolul. Sunt deja în bol, doar amestecă cu laptele, sunt foarte practice, vreau să spun. Aici avem niște piept de pui, dar nu este un piept de pui tocat, deci nu sunt niște crochete cu un amestec de carne, este doar filet din piept de pui. Dacă ai putea să focalizezi aici, să te apropii puțin, William. Deci este fileu din piept de pui. Dacă voi avea ocazia să-l fac, să vă arate exact cum este. Deci sunt pur și simplu fileuri din piept de pui, nu e nimic tocat. Sunt mult mai scumpe, dar se merită pentru că nu mănânci nu știu ce, mănânci doar pieptul de pui. Niște cașcaval rămăsese fără cașcaval. La niște sirop de arțar. Lăsăm săptămâna trecută niște gofră și nu aveam sirop de arțar. Am luat sirop de arțar. Aici avem la fel, tot la fel, focalizează puțin. Este niște bucăți mici de piept de pui pane, dar la fel cum spun, sunt din piept de pui. Deci nu este ceva tocat. Se vede aici textura? Super! Acestea au fost cumpărăturile, nu foarte multe, dar ne vor ține foarte multe, nu știu, 2-3 săptămâni sigur, că nu facem în fiecare seară să spun aripioare sau piept de pui sau ne ajunge 2-3 săptămâni și ne vedem data viitoare la următorul val de cumpărături. Mersi!